chestiuni. Una, parcă o ironie a sorții la urma urmei, înainte de a se stinge nenea Sandu Salcă, eram acasă la domnia sa, noi 3, 1, 2, 3. Și după o, două zile s-a stins. Iată-ne acum după 19 ani la aceeași masă, dar cu totul altă ocazie, da? Mi-ați amintit de o treabă care merită spusă, aci că e de pomină, poate pe întinsul României nu s-a mai repetat ca la Brașov, cu privire la vigilența lui Neasandu, da? Iată în Buzău un tânăr avocat, un oarecare Nicu Păun, în perioada imediat dinaintea războiului, locuia la casă personală, dar pe atunci nu erau încă blocurile, probabil, mai ales în Buzău, și tot venea un sărac pe stradă pe acolo și conașule, vrei să stai lemne, n-ai lemne de tăiat? Bă, da, mi le-ai tăiat acum o săptămână. Dar poate totuși așa, dar să-ți mătur curtea. Bine, hai, mă, îi dădea un blid de mâncare, îi dădea un bănuț. Peste câteva zi, conașule, da, vrei să-ți mătur în stradă, pe la bordură, pe aici. Bine, mai hai și îi mai dădea. Vine vremea și tânărul avocat Nicu Păun ia drumul munților. Ia drumul munților. Securitatea îi caută, luase ființă de curând în vara 48, Securitatea Poporului, începe să-i caute. Trebuie să știți că este o rușine și trebuie să ne dea multora de gândit. Marea majoritate a noastră n-am fost prinși datorită măiestriei ofițerilor de securitate, că în acele vremi, nici măcar, poate unul din 10, dacă era mai iluminat la minte, majoritatea erau niște, să fiu elegant, niște imbecili. Iată că Nicu Păun ia drumul munților și soția lui este adusă la securitate cu fetița care avea 8-9 anișori, și încep să o bată pe soția lui Nicu Păun. În încăperea de alături, în birou de alături, fetița auzea cum urlă mama, urmare a bătăii primite. Te duci în munți și îi spui să vină să se predea, că dacă nu, vă arestez și pe voi. Femeia nu s-a dus. Dar prin trădare, grupul lui Nicu Păun este încercuit. De regulă, ei, când erau încercuiți, trăgeau ca să spargă încercuirea, dar aveau grijă ca ultimul glonț să și-l tragă în cap, să nu cadă în mâinile securității. Probabil intuiau ce i-ar aștepta ulterior. Nicu Păun n-apucă să ducă nici mâna la armă, este arestat, dus la securitatea din Buzău și, ca să fiu și mai scurt, ancheta intră în impas și deodată, ca o vijelie, să deschide ușa, să trântește de perete, ah, tu, Dumnezeu, măte, de când te caut? Era șeful securității din Buzău. Era argatul căruia Nicu Păun îi dăduse câte ceva de mâncare și câte un bănuț. Se numea Ioan Sârbu. Iată că acea comisie care până la 31 decembrie 97 rezolva dosarele foștilor deținuți politici și deportați, toate acele comisii au funcționat la sediile AFDPR-ului în toată țara. După 31 decembrie 97 au fost preluate de direcțiile de muncă, azi li se spune Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială. Iată că a fost vorba la nivelul județului Brașov de peste 3.000 de dosare.
Nenea Sandu Salcă făcea parte din Comisia de Șapte. Șeful era din partea justiției, unu, doi din partea direcției de muncă și patru erau de la noi, printre care Nenea Sandu Salcă. Eu cu Nea Grigore Pepene, cu Benone Pepine, așa, venea lumea cu dosarele, cu zecile de dosare, trebuia să vezi dacă au tot ce trebuie acolo, ca să le dai mai departe la comisie. Într-una din zile, una din cele două doamne de la direcția de muncă vine sub braț cu trei dosare, astea le-am verificat noi, să le semneze. Ce gândești, că Neasa nu le-a semnat? Nu! Păi era vorba de Dobrescu, colonelul de securitate, de mai apoi, și dosarul lui Ioan Sârbu, care conținea între coperțile de carton cu șină de aia metalică, cu aspect de telegramă, patru rânduri. A fost internat într-un lagăr de muncă. Atât. De ce? Nimic. Absolut nimic. Era dosarul lui Ioan Sârbu. Întâmplarea face că Nicu Păun era acolo. A înghețat când l-a văzut, s-a albit când l-a văzut pe fostul șef al securității din Buzău. Și împreună cu Nea Sandu, finalul, morală. Trec ani de zile și aflăm că de fapt Ioan Sârbu era beneficiar al decretului legii 118/90, a locuit în Brașov, Bulevardul Lenin, azi Bulevardul 15 Noiembrie, numărul 92, scara C, apartamentul 8. S-a stins la 96 de ani și a fost ca și noi beneficiar a decretului legii 118/90. Iată cum se scrie istoria, păi mai visați la 221? Păi dacă vă dăm vouă, mă, noi ce dracu mai furăm? Nu ne mai rămâne nimic nou. Și noi nu cerem decât ceea ce ni s-a luat, nu bunurile altora. Dar unde